Aproape 8.000 de pachete de țigări de contrabandă și o sumă importantă de bani reprezintă ultima captură a polițiștilor de frontieră maramureșeni, care de ceva vreme îi țineau sub supraveghere pe câțiva indivizi suspecți că aduc ilegal marfă de peste graniță. Lucru care s-a dovedit a fi adevărat și pentru care 3 băimăreni și un sătean din Teceu s-au ales cu dosar penal. Tot pentru contrabandă cu țigări au deschis o anchetă și polițiștii clujeni, de această dată principala suspectă fiind o bătrânică de 67 de ani. Cei 4 maramureșeni au fost prinși în urmă cu câteva zile la ieșirea din comuna Sărăsău, pe când rulau cu 2 autoturisme pe DN19. În una dintre mașini, pe bancheta din spate și ascunse în portbagaj, s-au descoperit aproape 4.500 de pachete de țigări de proveniență ucraineană. Polițiștii au descins apoi în locuința bărbatului din Teceu, în casa căruia s-a găsit o altă grămadă de țigarete, dar și 1.000 de euro și aproximativ 30.000 de lei. Banii și întreaga cantitate de produse de tutun, despre care se crede că a ajuns în țară transportată ilegal pe Tisa, au fost confiscate, iar mașinile oprite în trafic indisponibilizate. Cât despre bătrâna prinsă cu țigări de contrabandă în Cluj, aceasta a fost depistată de polițiștii din gară. Femeia, în vârstă de 67 de ani, din Sibiu, nu a putut prezenta niciun document pentru cele 5.300 de țigări pe care le avea asupra ei. Oamenii legii au amendat-o și au luat bagajele împovărătoare.